primul va fi domnul Nicolae Mareș, diplomat de carieră, scriitor, traducător, polonist, specialist în limba și literatura poloneză, specializare de fapt în limbă. Și după aceea vom avea pe domnul Daniel Mocanul, un formator de formatori, foarte îndrăgit de toți elevii și prietenii săi. Domnului Mareș, editura noastră i-a publicat mai multe cărți și suntem foarte mândri de aceasta. Poate că nu este bine să scăpăm prilejul să vă arătăm această carte foarte impresionantă. Este un dicționar de înțelepciune. Sunt strâns aici 12.000 de maxime din toată cultura lumii, inclusiv din cultura românească. Cea mai recentă carte, de fapt cele mai recente două cărți, sunt Culegerea de cugetări și aforisme Lev Tolstoi, realizată de domnul Nicolae Mareș. Iar aceasta este o culegere de poezie feminină contemporană din Polonia. Traducerea, selecția și traducerea a fost realizată de domnul Mareș și este practic o foarte importantă carte pentru că aduce pe tărâm românesc nume de prima mărime din lirica feminină poloneză. Nu este lipsit de interes, sau este interesant să vă spunem că tot în acest an a apărut culegerea aceasta de interviuri, se cheamă Interviuri alese. Vă întâlniți aici cu personalități de prim rang, ambasadori, oameni de cultură din mai multe domenii, economie, diplomație, politică, comerț și cultură. Este o carte deosebit de interesantă și plină de informație pe care vă recomand din toată inima. Și acum o să trecem microfonul domnului profesor Nicolae Mareș ca să ne spună mai multe lucruri despre antologia liricii feminine și despre antologia cugetărilor lui Tolstoi. Bună ziua! Mă bucur mult că mă întâlnesc cu domniile voastre la ediția din acest an a Târgului de Carte de la București. Am făcut o vizită prin târg și am ajuns la concluzia că este una dintre cele mai frumoase și mai bogate ediții. Din partea mea, fără îndoială, am și avea foarte mult să vă spun despre cele trei cărți, cum s-au plămădit ele și despre importanța lor. Am fost extrem de fericit că domnul Păinaru a acceptat să publice această carte. Vă spun cu toată răspunderea, am lucrat 50 de ani ca să o tipăresc în această formă și rămân cu convingerea că este una dintre cele mai importante cărți pe care le-am scos. Modelul meu a fost o carte apărută la Gallimard din anii 60, secolul trecut, dar cred că este cu mult, mult depășită de ceea ce a făcut, ceea ce au făcut editorii francezi. Vă recomand. Este realmente, poate fi o carte care să nu lipsească din bibliotecile editorilor de înțelepciune, de frumos din țara noastră. Trec la Tolstoi pentru că este o carte extrem de dragă și cred că lansarea ei la editura LAE Literatura are o importanță deosebită.
pentru că este unul dintre cei mai înțelepți gânditori din secolul trecut. Dacă nu cunoașteți acest lucru, vreau să vă spun că Tolstoi a trăit în România și noi n-am făcut nimic pentru el, n-am pus măcar o plăcuță, că iată, acest autor înnobilează România, înnobilează cultura românească. Gândurile lui ar trebui să ne călăuzească în această lume extrem de bulversată, extrem de necugetată. Ar trebui să deseori să o răsfoim cel puțin, să citim unul, două gânduri și cu siguranță ne putem considera că în ziua aceea ne-am îmbogățit cu trăiri noi. Cred eu sunt aforisme, un aforism din Tolstoi uneori face cât o carte. Să vă citesc poate câteva la întâmplare. Microfonul. Da. Egoismul e o nebunie. Nebunia egoism. Pentru cavalcadă, vă rog frumos să începem. Orbirea nu este ca atare o crimă, dar aceasta poate duce la așa ceva. Prostia poate exista și fără vanitate. Nu există însă vanitate fără prostie. Și așa mai departe. Vă recomand această carte plină de înțelepciune autorului Anei Karenina sau Război și pace. Și trec, ca să fiu succint, la ultima carte, la această antologie. Cea mai recentă, nu e ultima. E cea mai recentă. Are dreptate direct, editorul meu, prietenul meu drag. Într-adevăr, mâine îi trimit manuscrisul unui nou volum de poezii care se va constitui, cred, într-un eveniment pentru editura pe care o conduce. Cum s-a plămădit această carte? Eu am scos mai multe antologii de poezie, de lirică poloneză. Una dintre ele a apărut în 1981 la editura Dacia de la Cluj. A fost prima care grupa 81 de poeți polonezi. A fost continuată încât ultima din ele conține 115 poeți și sper ca cu ocazia centenarului să merg la 150 de poeți polonezi. Antologia de lirică feminină poloneză nu s-a născut întâmplător. După cum bine știți, în 1996, una din poetele de seamă ale Poloniei, pe care am avut plăcerea să o editez pentru prima dată în lume, sub forma unei cărți, în 1978, intitulată Bucuria Scrierii, primind premiul Nobel, iată că întreaga sa creație a fost ridicată pe cel mai înalt piedestal. Chiar și pentru acest nume, numai pentru acest nume, această antologie merită să fie în bibliotecile domniilor voastre. Este o lirică cerebrală, sapiențială, o lirică care a impresionat tot secolul trecut sau la îngemânarea celor două secole. Dacă plenarul îmi permite, ca să rup ritmul, să aleg o poezie din Szymborska.
una mai scurtă, poate, ca să vedeți cât de importantă este această poetă contemporană cu noi. Cerul, poate un fragment din ea este puțin mai lungă. De la acesta trebuie început, de la cer. Fereastra fără de parapet, fără de giurgiuvea, fără de geam, un orificiu și nimic altceva în afara lui, a cerului, orificiul acesta larg deschis. Nu trebuie așteptat în noaptea cu stele, nici să-mi înalți capul să pot vedea cerul. Cerul l-am în spate, l-am de mână și pe pleoape, cerul cel care ermetic mă înfașă și de jos mă saltă. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumim și noi, domnule Nicolae Mareș. Îl așteptăm cu alte cărți, de fapt lucrăm la alte două cărți ale domniei sale chiar în clipa de față, vor apărea până la sfârșitul anului. În acest moment ar fi frumos din partea noastră să-l onorăm pe marele om de cultură care este domnul Mareș și să-i cerem un autograf. Mulțumim foarte mult!